Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni și dragi telespectatori ai postului de televiziune Cluj-AM.ro. Astăzi, o nouă ediție a emisiunii Să vorbim despre. Așa cum ați văzut pe burtieră, astăzi vom vorbi despre prevenție și contracepție. O am alături de mine pe doamna doctoră Perțea Raluca, specialist în ginecologie și obstetrică la Centrul Medical Mărăști, Clinica La Vitamed. Bine ați revenit la noi în studio, doamna doctor. Bine v-am regăsit. E o onoare pentru noi că ați acceptat această invitație. Mă scuzați, am făcut aici am schimbat imaginea. E onoare pentru noi că ați acceptat să fiți din nou alături de noi și să vorbiți tinerelor voluntare, să spunem așa, din asociația noastră și nu numai, despre prevenție și contracepție. Doamna doctor, care este cea mai eficace metodă și cea mai bună metodă din punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce ține de contracepție? Sigur, acum depinde și de ce relație avem. Dacă nu avem o relație stabilă, cea mai eficientă metodă este prezervativul, pentru că are o dublă protecție. Ne protejează atât de o sarcină nedorită, dacă este utilizat corect, cât și de bolile cu transmitere sexuală, care, din păcate, sunt destul de frecvente. Și, din păcate, în ziua de azi nu prea mai există monogamie și atunci sunt din ce în ce mai des întâlnite. Ca și eficacitate, prezervativul protejează de o sarcină nedorită undeva la 98%. Apoi urmează pilulele contraceptive, care pot să fie cele combinate cu estrogen și progesteron, care se iau în fiecare zi, aproximativ la aceeași oră, cu pauză între administrări, perioada în care va veni menstruația, sau pilula monohormonală, care este doar cu progesteron. Acestea se pot lua inclusiv de femeile care alăptează, se iau în întrerupt. Sigur că fiecare are avantaje, dezavantaje. De exemplu, la aceasta, doar cu progesteron, pot să apară spotting-uri, sângerări anormale. În timp poate să apară lipsa menstruației. Există un mit al pilulelor contraceptive, astea zilnice. Dacă folosești astfel de pilule, atunci aceste pastile, să le spun, să le spun normal, te îngrași. Acum, ele în sine nu îngrașă. Sigur că pot să crească pofta de mâncare, pot să dea o anumită retenție hidrică, dar nu putem zice că ne îngrășăm strict de la contraceptive. Atunci când folosești astfel de contraceptive, este foarte, foarte important regimul alimentar. Tot timpul este important să avem grijă ce mâncăm, cum mâncăm. Da, este important și ce este și mai important să nu le luăm după ureche, tot timpul să le luăm la sfatul medicului, să facem un consult înainte unde se va face o anamneză amănunțită în care se va întreba dacă există boli trombozovenoase în familie, antecedente heredocolaterale, antecedente personale patologice de boli hepatice, tulburări de coagulare, trombofilie, unde categoric nu se recomandă aceste pastile. Deci cei care au avut hepatite nu pot să ia anticoncepționalele astea? În funcție de analiză, de inclusiv consult suplimentar, la consult la gastroenterologie, în funcție de starea ficatului, sunt mai mulți factori care pot să influențeze. De asemenea, femeile peste 35 de ani, care sunt și fumătoare,
nu li se recomandă anticoncepționalele. Și când se iau aceste anticoncepționale, trebuie luate împreună cu ceva protecție pentru ficat, ceva pastile pentru... Nu neapărat, dar se pot lua suplimente care hepatoprotectoare. Da. Fiica mea a auzit o astfel de discuție la farmacie în care farmacista recomanda celei care cumpăra anticoncepționale că ar fi bine să ia și ceva hepatoprotectoare. Dar nu este obligatoriu, nu? Nu, categoric nu. Nu neapărat aceste... Nu neapărat aceste anticoncepționale dau afectări hepatice. Bănesc că dacă ar da, atunci nu s-ar prescrie aceste... Categoric. Deci doar în anumite cazuri. Doar în anumite cazuri, când există patologie asociată. Și aceste anticoncepționale pe care le prescrie un medic, le prescrieți în funcție de anamneză, ați spus, și în funcție de analizele de sânge? Da, sigur, se pot face și analize de sânge, trebuie făcut și un examen ecografic în funcție dacă există chiste ovariene. Da. Anumite patologii, acnee. Deci, aceste anticoncepționale nu se iau la recomandarea prietenei? Exact, sau... se iau doar la recomandarea medicului. De asemenea, mai există inelul care se poate utiliza, se aplică intravaginal, plasturi contraceptivi, la fel, care se aplică unul pe săptămână, timp de 3 săptămâni cu pauză de o săptămână. Și la femeile care au născut și nu numai, inclusiv la nulipare, se poate utiliza steriletul. Sterilet care îi dă două feluri, cel clasic de cupru, indiferent ce fir are, de aur sau... Așa, și cel hormonal. Diferența se face între cele două. La steriletul hormonal se poate ca pacienta să nu mai aibă în timp menstruații, ceea ce este absolut normal pentru că nu se mai produce steriletul prin progesteronul care îl elimină. Duce la o atrofiere endometriului și acesta nu se mai elimină o dată pe lună cum se elimină la menstruație. Este absolut normal, nu se întâmplă nimic, nu ne îngrășăm. E un mit că dacă nu mai sângerăm o dată pe lună se acumulează toxine, nu există așa ceva. Din contră, steriletul hormonal ne protejează de cancerul de endometru. Ovarele funcționează, nu intrăm la menopauză, nu avem bufeuri, are o dublă protecție, îngroașă glera cervicală, la fel ca și anticoncepționalele, și împiedică pătrunderea spermatozoizilor și are și forma cea de T, care, dacă cumva se întâmplă să pătrundă, împiedică implantarea oului. E cea mai bună metodă de contracepție din câte... Ar fi, da. Și ca și siguranță e undeva la 99,7%. Este important pentru o femeie să folosească aceste... Categoric este important pentru că scapă de un stres și aș zice că foarte important ar fi și educația sexuală care ar trebui să se înceapă în familie și inclusiv în clasele primare, pentru că oricât îți de mici, nu mai ține povestea cu barza și deja încep să pună întrebări și ar trebui să fie informați corect de la început, pentru că, din păcate, chiar citam ceva statistică, undeva la 12.000 și ceva de sarcini apar în intervalul de vârstă între 15 și 19 ani pe an, dintre care peste 7.000 se finalizează prin avort. Iar avortul nu este o metodă contraceptivă. Sigur, el poate să fie medicamentos sau cel clasic, dar ambele
pot să aibă consecințe, atât fizice, cât mai ales psihice. Femeia sau adolescenta va rămâne pe viață marcată de acel avort. Și cine credeți că ar trebui să facă această educație? Părerea mea că în școală ar trebui începută. Sunt păreri foarte controversate. Unii spun că nu e bine să se vorbească în școli despre această problemă, alții că ar trebui. Cu siguranță părerea mea este că ar trebui, pentru că, repet, copiii sunt curioși, pun întrebări. Dacă nu primesc informații autorizate, se informează din alte părți, uneori poate greșit, și în cele din urmă, din păcate, ajungem la sarcini nedorite la 12-13 ani. După prima menstruație, deja sunt adolescente care ajung să aibă copii. De ce? Și nu sunt pregătite nici din punct de vedere fizic și nici din punct de vedere psihic să devină mame la o vârstă atât de fragedă. Și având în vedere că vârsta pubertății a scăzut foarte mult, într-adevăr se impune o educație pe această temă din vârste destul de fragede. Sigur. Eu cred că 10 ani, sunt fete care la 10 ani au ciclu. Da. Așa este. Discutam înainte de emisiune că această scădere a vârstei este dată de alimentație, de hormonii care sunt injectați în cărnurile pe care le mâncăm, de chimicalele pe care le folosim. Și atunci viața noastră s-a dat peste cap, așa că este. Trebuie să facem un pas înainte, într-adevăr, la fel cu vremurile pe care le trăim. Deci, ar fi necesar dacă aceste tinere să fie educate. Da, da. Și din familie, inclusiv, da. ar trebui. Pentru că sunt familii în care se vorbește deschis despre asta, dar sunt familii în care... Sexul este tabu. Din păcate, da. Este un subiect delicat și, din păcate, chiar mamele nu vorbesc cu fetele despre prima menstruație, despre schimbările care apar în organism. Da, și despre metodele de contracepție. Și despre metodele de contracepție, pentru că nu rezolv nimic interzicându-i să facă ceva la un copil, la un adolescent. De ce îi spui să nu facă? De aceea va fi mai tentat să facă, să testeze. Și atunci mai bine are toate cunoștințele și știe consecințele și absolut tot. Exact. Revenim la metodele de contracepție. Deci cea mai eficace, mi-ați spus că pentru adolescenți ar fi prezervativul, pentru că este perioada în care testează, din păcate, nu au relații stabile și atunci și bolile cu transmitere sexuală sunt mai frecvente. Poate că n-ar strica să veniți să vorbim într-o altă emisiune despre aceste boli. Să informăm pe cei care altfel nu au cum să ajungă la aceste informații. De multe ori ele nu prea dau simptome sau dau destul de târziu simptome și în timp pot să ducă la infertilitate, inclusiv la cancerul de col, care știm că are ca și factor etiologic HPV-ul, care este o boală cu transmitere sexuală, un virus. Da. Deci cea mai bună metodă contraceptivă în perioada adolescenței este acel prezervativ. Pentru femeile care au născut, recomandați steriletul? Recomand steriletul sau, sigur, dacă sunt la a doua, a treia sarcină sau poate chiar mai mult, se poate face și ligatura tubară sau vasectomia în cazul bărbaților. Dar este o metodă irreversibilă și trebuie să cântărească foarte bine această decizie.
pentru că niciodată nu se știe și s-ar putea să-și mai dorească pe viitor un copil. Eu recomand undeva de la 3 nașteri în sus. Aș vrea să trecem puțin, să lăsăm acest subiect și să vă întreb despre, despre testul Papa Nicolau. Pentru că am primit recomandări din partea celor care știau că vom avea astăzi emisiune cu dumneavoastră să vorbim despre acest test. Se vorbește peste tot despre acest test. Spuneți-ne, ce este de fapt acest test? Testul Babeș Papa Nicolau este recomandat să se facă o dată pe an, o dată cu consultul de rutină. De la ce vârstă? Ideal ar fi screeningul, în mod normal se face între 21 și 65 de ani. Dar dacă adolescenta își începe viața sexuală undeva la 12-13 ani, este normal să-l facă și mai repede, se poate face de această vârstă. Este bine făcut o dată pe an, nu este dureros, face parte oarecum din consultul ginecologic. Ideal este ca orice femeie care își începe viața sexuală să-și facă o dată pe an și examenul Babeș Papa Nicolau pentru prevenirea cancerului de col uterin. Se recoltează cu o periuță, un citobraș de pe suprafața colului, de pe exocol și din endocol, celule care se întind pe o lamă, se fixează și se trimite la laborator unde se colorează și este citită de un anatomopatolog. Nu este o manevră dureroasă? Nu este o manevră absolut deloc dureroasă, nici consultul ginecologic nu este dureros, deși la toată lumea e groază să se urce pe masă, la toată lumea e groază să meargă la medic. Sigur, acum nu pot să zic că este plăcut, dar nu provoacă durere. După recoltare, într-adevăr, după recoltarea babeșului pot să existe mici sângerări, care sunt absolut normale și nu trebuie să ne sperie. Da. Și ce este foarte important, ca pacienta să se informeze în ceea ce privește rezultatul. Rezultatul vine de obicei în 7-10 zile. Este important să își facă o programare pentru interpretarea acestuia împreună cu medicul și pentru atitudine terapeutică, dacă este cazul. Acest test ne detectează anomaliile celulare care pot să fie precursoare cancerului de col uterin. Cancerul de col uterin nu apare de pe o zi pe alta, apare după instalarea unei leziuni timp de ani. 80% dintre noi trecem prin infecția cu HPV, doar că la anumite persoane, această infecție într-un an sau doi se vindecă, se elimină acest virus spontan, în funcție și de imunitate, iar la altele rămâne cantonată la nivel celular și în timp își face de cap cu ghilimelele de rigoare. Pot duce la anomalii celulare care în timp pot să determine cancerul de col uterin. Iar aceste anomalii celulare, dacă sunt descoperite din timp, se pot trata și se poate preveni acest cancer. Este, cred că, unul dintre puținele cancere care, depistate la timp, se poate vindeca. Știu că a fost o campanie de vaccinare împotriva acestui HPV-ului, da, într-adevăr, și încă există. Chiar vorbeam cu medicul de familie al fiicei mele. Încă există această campanie de vaccinare, doar că părintele trebuie să meargă la medicul de familie și să solicite acest vaccin pentru fetițe. La noi doar fetițele se vaccinează. Și spuneți-mi, este ok cu acest vaccin? Sunteți sunt de acord și sunt pentru și chiar și eu să-mi vaccinez fetița. În Australia, unde s-au vaccinat inclusiv băieții, incidența cancerului de col a scăzut foarte, foarte mult.
Da, această incidență se vede abia după câțiva ani. După câțiva ani, da, categoric. Dar nu știu de ce la noi există atâta reticiență față de orice vaccin nou apărut. Dar, da, eu plădesc pentru vaccinarea anti-HPV, pentru că poate salva vieți, inclusiv acest vaccin. Dacă este făcut la timp, mai ales înaintea începerii vieții sexuale, este ideal să se facă. Cei care se vaccinează împotriva acestui virus, sigur nu vor, mai, nu vor face cancer? Nu, sigur, pentru că există foarte multe tulpini și screening-ul trebuie continuat, adică un examen BPNP trebuie făcut. Dar protejează de mai multe tulpini cu risc, cu risc înalt. Să înțeleg. De cele mai frecvente tulpini implicate în cancerul de col. Să înțeleg că la nivel de, la nivel ginecologic, cancerul de col uterin este cel mai cel mai frecvent, să zicem. Din păcate, da, la noi în țară este destul de frecvent și din păcate, deși dacă este depistat din timp, multe femei nu-și fac screening-ul anual, ajung la medic în stadii avansate, pentru că este un cancer foarte silențios, care nu dă simptomatologie decât în stadii avansate și de obicei este descoperit în, prin screening. Și dacă este descoperit din timp, tratamentul este ușor, greu? Depinde în ce stadiu este descoperit. Dacă zicem că testul Papa Nicolau nu este bine. Leziuni precanceroase, atunci se poate, dacă este un HSIL, de exemplu, se poate face o conizație și se poate păstra inclusiv fertilitatea uterului, da, rămână uterul pe loc. În alte cazuri, e nevoie de histerectomie totală cu anexectomie sau alte intervenții mai complexe, urmate de chimio, radioterapie. Da, deci, depinde foarte mult stadiul în care și dacă sunt leziuni, se pot trata inclusiv la nivel nascut, inclusiv la nivel medicamentos se poate trata. Și mai am o întrebare. În cazul în care testul Papa Nicolau este rău, da? Deci, care sunt șansele ca acea femeie să aibă sigur acel cancer? Este un test screening, deci nu este un diagnostic de certitudine. Dacă testul Babeș Papa Nicolau este anormal, se completează cu colposcopie plus biopsie. Diagnosticul de cancer sau un diagnostic de certitudine îl dă rezultatul de la biopsie, rezultatul de la medicul anatomopatolog. Deci, atunci când testul Papa Nicolau este pozitiv, se completează, da, nu trebuie să disperăm, s-ar putea să fie ceva minor, doar o anomalie celulară, dar s-ar putea să fie, trebuie întotdeauna să urmăm sfatul medicului curant și să urmăm tratamentul prescris și investigațiile suplimentare care se impun, testare HPV, colposcopie, biopsie. Bun. Deci, în momentul în care ne-am făcut testul Papa Nicolau, neapărat trebuie să ne facem o programare la specialist pentru a interpreta acest test. Abia după aceea putem spune că ne-am făcut testul Papa Nicolau. Exact. Deci nu doar că l-am făcut, am primit rezultatul și la revedere. Categoric, da. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă mai așteptăm și în alte emisiuni, pe alte subiecte. Suntem deschiși dacă doriți vreun subiect anume. Doamna doctor, sunt perconvinsă că va aborda acel subiect pe care îl propuneți. Cu mare drag. Noi încă o dată vă mulțumesc și împreună cu doamna doctor vă spunem la revedere. Până săptămâna viitoare, stați cu ochii pe clujim.ro.